Bine ați revenit și astăzi la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și rețeta de astăzi vine ca urmare a solicitării uneia dintre abonații mei și cu mare bucurie am pregătit acest tort. Și încep cu caramelizarea nucilor și folosesc 150 de grame de zahăr brun și 150 de grame de nuci. Și am pus o crăticioară, o tigaie pe aragaz, pun zahărul și îl las să se caramelizeze fără a amesteca în el. Sunt atentă pentru că nu vreau ca zahărul să se ardă, ci doar să se topească și să se caramelizeze. Și acum că zahărul s-a caramelizat, pun nucile. Iau acum tigaia de pe foc. Am pregătit o hârtie de copt și răstorn caramelul cu nucile pe această hârtie de copt și le las să se răcească. Aveți grijă pentru că este foarte fierbinte acest amestec. Nu lăsați copiii prin preajmă. Și când s-a răcit, mărunțiți totul cu un cuțit în bucăți mai mici, bineînțeles. Pentru a pregăti blatul folosesc 170 de grame de făină, 120 de grame de zahăr, 30 de grame de pudră de cacao, 10 grame de praf de copt, un praf de sare, 6 ouă de mărime M, 50 de ml de ulei, 6 linguri de apă rece și esență de rom. Peste făină pun cacao și praful de copt. Și le amestec. Am pornit și cuptorul să fie încins. Voi coace blatul la 180 de grade și cât pregătesc eu aluatul, cuptorul ajunge și el la temperatura optimă. Peste albușuri pun un praf de sare, le spumez bine cu mixerul și voi adăuga și zahărul tos. Pun acum 6 linguri de apă rece, nu pe toate odată, câte două, mixez iarăși. Gălbenușurile, uleiul, bun, cam o lingură de esență de rom și încep să adaug ingredientele uscate și să amestec așa prin împături.
Și acum voi pune aluatul în tavă. Tava are diametrul de 26 de centimetri, este o tavă rotundă. La bază am pus hârtie de copt, iar pe margine am uns-o cu puțin unt. Și torn aluatul. Nu torn aluatul în centru, pentru că, indiferent cât de tare aș nivela apoi, platul tinde să crească mai mult în locul în care am pus mai mult aluat. Curăț bine castronul. Cuptorul este încins, vă spuneam. Voi coace blatul cam 25 de minute. Fac testul cu scobitoarea pentru a vedea dacă este copt. Adică după 20 de minute de coacere, 20-25 de minute, înfig o scobitoare în centrul blatului. Dacă aceasta este curată, atunci blatul este copt. Și îl mai las să se răcească apoi în cuptor pentru un sfert de oră. Scutur puțin tava, se elimine eventualele goluri de aer și la copt. După care îl las să se răcească complet. Acum voi face crema și am nevoie de 1 litru de lapte, 180 de grame de unt cu grăsime de 65%, 100 de grame de amidon de porumb, 160 de grame de zahăr brun, 200 de grame de ciocolată cu lapte. Am pus zahărul și amidonul într-o crăticioară. Amestec aceste două ingrediente. După care torn laptele rece. Și pun acest amestec la foc mic, pe aragaz, amestec continuu, să nu cumva să se lipească la baza cratiței, pentru că se va afuma și nu va mai avea niciun gust, adică nu va avea gustul pe care ar trebui să-l aibă. Când laptele a început să se încălzească, puneți și ciocolata. Să aibă și ea timp să se topească. Crema a început să se lege. Am lăsat focul și mai mic și pun untul. Voi lăsa să se răcească atât crema, cât și blatul. Acopăr vasul, cratița de fapt, cu folie din aceasta de plastic, pentru că să preîntâmpinăm formarea poșghiței la suprafața cremei și o las să se răcească. Voi lua o parte din cremă și o pun într-un poș. O pun deoparte.
restul de cremă, o amestec cu cranț. Am oprit cranț și pentru a decora prăjitura pe deasupra. Pregătesc și siropul cu care voi însiropa foile de blat din 150 de grame de zahăr și 150 de ml de apă. Pun zahărul într-o crăticioară. La foc mic îl las să se topească, să se caramelizeze. Torn apa rece, dar... Mare grijă, pentru că caramelul este foarte, foarte fierbinte, să nu vă ardeți. Voi lăsa acum să se dizolve în apă, iar siropul astfel obținut îl las să se răcească. Tai platul pe jumătate. Am pus pe un platou partea de sus a blatului. Și o însiropez. În jurul blatului pun inelul tăvii. Pun crema în care am amestecat nuca. O nivelez. Pun cealaltă felie deasupra, de fapt baza blatului de tort, însiropez. Chiar înainte să încep decorarea tortului, voi pune 100 de grame de ciocolată cu lapte într-o crăticioară cu o lingură două de lapte și 50 de grame de unt și le pun pe foc să se topească. La foc mic scot cu grijă inelul și imediat ce ciocolata s-a topit, o torn chiar în centrul tortului și o las să se distribuie către margini. Am făcut cu cremă
cu crema pe care am păstrat-o în poș câteva floricele deasupra tortului și mai presar și cranț. Și rad și puțină ciocolată deasupra. Un desert delicios și dacă stați să analizați, este foarte simplu de pregătit. Sper că v-a plăcut cât să-l încercați și voi și să-mi spuneți apoi părerea voastră. Iar dacă nu ați apucat să notați ingredientele, în comentarii voi lăsa link către rețeta scrisă pe site-ul farfuriavesela.ro. Vă aștept alături de mine în continuare, așa că nu ezitați să activați butonul abonare, dar și clopoțelul de lângă. Să aveți o zi frumoasă, iubiți ceea ce faceți și nu uitați să fiți veseli. Pe data viitoare!